Astăzi și mâine vom avea în Polivalenta Craioveană meciul de tenis din Liga 3 a Cupei Davis dintre România și China. Iată echipa Chinei! De două zile vom urmări din Polivalenta Craioveană meciul de tenis din Cupa Davis, Liga 3 dintre România și China. În primul meci se întâlnesc Cezar Crețu, numărul 296 mondial, și Yun Ciochetebu, numărul 113 mondial, cel mai bun jucător prezent în Polivalenta Craioveană în aceste două zile. 13 ATP la simplu în Cupa Davis a debutat în 2022, are două
sânge de break pentru jucătorul nostru. Păcate nereușită. Din nou avantaj pentru Crețu. Șansă mare pentru Crețu, Bucu al doilea servici. Reușește însă un as. Avantaj pentru chinez acum. Și se restabilește egalitatea în primul set, 2-2. Crețu salvează această minge de break. Pericolul rămâne însă, este 30-40. Și egalitate, 40-40. Avantaj pentru Crețu. Două mingi de game pentru Bu. Reușită din prima. Șansă uriașă pentru Bu de a realiza break-ul. Break realizat de jucătorul chinez, 3-4. Game și set într-un Bu. 1-0 în favoarea jucătorului chinez. Game alt reușit de jucătorul chinez. Avantaj pentru Bu pe serviciul lui Crețu. Și egalitate. Avantaj pentru Cezar Crețu acum.
egalitate 1-1 în setul 2. Suprema lui Crescu și din nou egalitate, 2-2. O veste proastă pentru noi, bun, începe să-și câștige clar serviciul. Venire superbă a lui Cezar Crețu, 40-40. Dublă greșeală pentru Bu și este a doua minge de break pentru Crețu în această partidă. Al doilea serviciu. Avantaj pentru Bu. Jucătorul nostru găsește puterea să revină cu o execuție extraordinară, este din nou egalitate. Din nou avantaj pentru jucătorul chinez. La 2 pentru Bu. Crețu la serviciu apare acum îmbrăcat în alb. Sperăm că îi va purta noroc. Avantaj pentru jucătorul nostru. As și game pentru Crețu. 3-3. Acest game Crețu are 2 minți de game, de break.
primul break reușit de Crețu, 4-3. Doi ași consecutivi i-a aduc lui Crețu șansa de 5-3. Impecabil și jucătorul nostru se desprinde la 5-3. Jucătorul nostru se va... Trei ași consecutiv și Crețu are 3 mingi de set. Game alb reușit cu 4 ași și este 1-1. Setul 3 începe excelent cu break-ul lui Crețu. Bun, întoarce break-ul și 1-1. În acest set, nebunie în acest set, din nou șanse de break pentru jucătorul nostru. Reușită și 2-1 pentru Cezar Crețu. Incredibil, al cincelea break în acest set și românul conduce cu 3-2.
Cezar Crețu, acum în echipament albastru, face 5-3. Dublă greșeală și 5-5. Și vom avea parte de tie-break. Ninge de set pentru Cezar Crețu pe propriul serviciu.